Am primit un apel neașteptat, fraților, de un mare angajament de mare importanță. Uitați aici pe Nicușor. Nicușor? Da. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, Nicușor, în 2023? Ce radială, Pamete? V-ați fi câteva rocoaie, apare extraterestri și zombi. Până 2027. Da, păi... Și extraterestri și zombi. Ia, și e primul prezicător de la prezice pe toate. Salut, nu te supăra. Nicușor 7 la de joacă Sam, știi? Mai stă pe live la Haime, la Palaș. Nicușor, în față, te pupăm să fii iubit. Deci ce credeți că facem acum? Mergem la Nicușor 7, la Nicușor Gaming. El nu știe, o să-i facem o surpriză. Poate ne face el o surpriză și nu iese afară. Și cam asta este. I-am I-am cerut adresa fraților și ne-a dat poză cu buletinul. Nicușor ne-a spus că stă lângă o biserică. E, păi problema e că am dat de vreo 4 biserici până acum. Și încercăm să aflăm unde stă Nicușor. Mai încolo. Deci încercăm să aflăm că Nicușor ne-a dat buletinul. Și noi acum trebuie să extragem adresa. Nici aici nu e, nu? 267 mai în față. Mai în față. Păi lângă biserică, unde stă Nicușor? Lângă biserică, lângă biserică stau. Salutare, fraților, eu sunt Imogen și astăzi am decis să mergem la un bun prieten al nostru. Dacă tot eram la fratele meu, Palaș, la Cununie, în Târnăveni, am decis să mergem să-l vedem pe Nicușor 7 Gaming. Albina. Îl avem și pe Skirly Dog aici, câinii, și cu Palaș. După cum bine știți, mulți îl cunoașteți pe fratele nostru Nicușor Gaming după melodia aia. Pălărie, pălărie de mătate. Și el nu știe că noi am venit aici. O să-i facem o surpriză acum, o să-l sunăm în direct, o să filmăm. Îl filmăm și pe el puțin, dacă vrea să apare în vlog, bineînțeles. De 45 de minute. Este o singură problemă, îi căutăm casa de vreo jumătate de oră, pentru că atunci când noi am cerut adresa, el ne-a dat buletinul. El ne-a dat poză cu buletinul. Așa că e mai greu să-i găsim. Nici pe hartă, nici pe Waze nu apare de și... Haideți să-l vedem în premieră pe Nicușor 7 Gaming. Nicușor! Da! Unde sunteți? Care e casa ta, Nicușor? Ia zi, ce culoare are? Gata, Nicușor, ia! Unde e casa ta, ia? Oh, acolo! Unde, Nicușor? Acum vin! Hai, Nicușor, haide! Hai, Nicușor! Cu sila verde! Cu verde? Ia uite-l mă în spate pe Nicușor, ia! Ia uitați-l pe Nicușor, măi! Uite-l pe Nicușor, ce faci, măi, Nicușor? Ia, ține, film! Ce faci? Bine! Ce faci, Nicu? Ai văzut că am venit la tine, Nicușor? Ce faci? Nu mai știți, mă, pe Nicușor? Nicușor 7, de pe Sam. Da. N-am putut să vin în București, probleme cu banii. Hai, las că venim noi la tine, nu e problemă. Tu rău, Marian, au venit în Palaș, au venit ea, au venit Imogen. Imogen și Andreea. Dacă facem câte like-uri? Facem 1 milion de like-uri? Nu chiar 1 milion. E prea mult, Nicușor. Nicușor e prea mult. Nicușor. Bă, pe Nicușor, bă. După cum bine îl știți pe Nicușor, mai venea la noi pe live-uri, la mine, la Palaș. Ce te jucai? Unde te știe pe tine lumea? Că te jucai Samp. Da. Te jucai foarte mult Samp. Da. Cât de câți ani te joci tu Samp? De 2008, cred. 2013. 2013? Da. Pe ai, ai avut server? Nu, am avut militerelul. Caza 1 a dat un hack, am pierdut militerelul. Caza 1. Ai avut mașină, ai avut? Da. Mafii, ai avut toate alea. Vezi că se joacă și ăsta GTA ăsta la altă cu... Ce te mai joci, Nicușor, de tu așa? 5M. 5M, a, da, știu. 5M pe UG. Ăla Esco nu dă VIP-ul la mine. Nu vrea să-ți dea ăsta. Zii la el, bine? Tu ce zici la Esco, să-i dai VIP? Nu vrei să-ți dea VIP? Nu, nici nu 100.000 mașinile impozitate, am zero bani. Păi facem, deci ăsta o să fie cadou, tău rezolvăm, să facem un VIP. Da. Pe server acolo.
Ce să faci? Și cum era aia? Pălăria, pălăria, pălăria de mătață, Ione cu pălăria, Ione cu pălăria. Pălăria, pălăria de mătață, pălăria, pălăria de mătață, Ione cu pălăria. Și mai ia una cu brânzoaică, brânzoloaică. Hai brânzoloaică. Oricum o să lăsăm și canalul unui cușor acolo la mine în descriere. Zici, zici ceva la, la oamenii care mă urmăresc pe mine, să se aboneze la tine. Gaming. Dacă vrei să facem 100.000 de abonați, vin eu în București. Da. Să întâlnești cu lumea în București. Da. Bun. Fan meeting. Deci o să aveți canalul lui Nicușor în descriere, ca să vă uitați la Nicușor. Că Nicușor ce face lumea să râdă Nicușor, se joacă 5M pe live-uri. Samp, Counter se mai joacă Nicușor. Să facem poză. Face și poză Nicușor, stai să terminăm aici. Spune-le un mesaj la oameni, așa ce vrei tu. La oamenii care ne urmăresc. Dorec, eu fac 100.000 de abonați. Atât, da. Asta vrea Nicușor. Atât vrea. Să vină buton. Să-ți vină buton. Da. Asta e dorința ta, visul tău, da. Să vină buton. Deci să vă abonați cât mai mulți la Nicușor, să facem 100.000, să-i facem Nicușor 100.000, pentru că ăsta e visul tău, da? Da. Să ai butonul de la YouTube. Nicușor este un foarte bun, cum se numește, ursitor, adică ghicește în viitor. Da. Spune-ne și noi și la oamenii care se uită la noi. Vine aproape 80%. Nu are bani și plătește la facturile. De ce se întâmplă? În ce an se întâmplă? În 2020? 2023. 2023? Da. Vine, ce vine? Da, să termine, că ei termină. Ori ce zice mâine? Finalul la Ucraina-Rusia. Deci... Apoi zic, știi? Păi tu ai prezis acum 2 ani de zile, tu ai prezis acum 2 ani de zile că începe războiul în Ucraina, nu? Unde eram eu? Pe deci erai pe Teamspeak cu noi, cu mine, cu Palaș, cu toată lumea și ai prezis... Da. Războiul. A 2019, anul 2019, exact. Anul 2020, anul foarte rău. Era în gândul meu, da. În gândul tău. Da. Și în 2023 ce se întâmplă? În 2023... Că ai zis, tu mi-ai spus la telefon că în 2023... Continuă războiurile. Ori zombie, ori altă boală. Mai rău, nu mai va fi mai bine, mai rău. Mai rău, așa. Am înțeles. Deci populația... Era 8 miliarde. Atunci era, anul 2000 era mai puțin. Și asta se întâmplă în 2023. Zombii, extraterestri... Da. E foarte greu aia, aia vine greu. Când începe roborile, atunci îmi vine bombii. Ceva. Deci să știți că Nicușor, chiar dacă el face live-uri pe YouTube, și chiar dacă... Asta face Sam. El și muncește, Nicușor. Da, da. Unde am lucrat eu. Ia, unde ai lucrat? Casa aia, vezi? Așa, bun. Gardul ăla, vezi, acolo. Am făcut apărat. Nici casa asta, vecinul. Deci tu ai făcut. Spune-mi, da. Ce ai făcut mai exact? Cu ciment, faci ciment, faci pui. Da. Eram fost la drumăvoare, am vopsit. Deci Nicușor muncește. Țineți minte, Nicușor muncește. Foarte bine, Nicușor. Și un mesaj de final așa pentru lumea care ne urmărește. Zici tu ceva acolo, ce vrei tu la cameră. O să, în primul rând, să vă abonați la Nicușor, să facă 100.000, da. Să vină butonul. Zi la Duran Popa. Vrei un mesaj pentru Duran Popa? Da, vreau să vorbesc cu Steli și cu Duran Popa. Deci vrei să vorbesc? Da. Deci ajutați-l pe Nicușor să-și urmeze visul, să vorbească cu Duran Popa. Și cu Duran Popa, da. Sau poți să le transmiți aici un mesaj lui Shelly și Dorian Popa, de ce nu? Dorian Popa, te respect, sunt fanul tău numărul 1 și Shelly. Vreau să vorbesc cu tine, să când împreună, dacă vrei, să răspund pe legea dumneavoastră. A, vrei să-i câți părerea dumneavoastră? Da. Cam mult, asta e. Mulțumim, Nicușor. Da. Hai că nu plecăm, mergem să vorbim cu... Vreau să mă duc la Măruță. Vrei și la Măruță? Da. Păi? Apoi și la Măruță și la Shelly. Mai zi, hai zi, ca să vedem. Am problemă, de 10 ani am putut să vorbesc. De vârsta 10 ani am avut problemă. Deci ai o problemă cu vorbit? Da. 98 am început așa. Da, ce 2004 ce am început în bine. Se poate remedia? Se poate face ceva? Nu știu. Se zice Măruța. El. A avut exact ca mine, o rezolvat. Măruță? Da, nu știu ce am. Nu știu, nu cunosc. Dar, adică poți să vorbești, ești puțin, da, adevărat, da. Tu poți să vorbești, n-ai nicio problemă, nu te considera un om cu o problemă, că nu ești un om cu o problemă. Tu chiar poți să vorbești. Unile cuvinte nu înțeleg.
Am înțeles. Nu pune poți. Da. Dar tu poți să vorbești. Nu consideră că ești un om cu problemă și că în societate. 2004 era altfel vorbit. Mai vorbeai mai bine în 2004. Nu, mai greu. Mai greu? Da, acum am vorbit mai bine. Ușor, ușor încep să vorbești, nu e problemă. Acolo mă duc la Selgros. Maxim 5 minute. Și faci cumpărăturile să construiești. Andreea. Și casa galbenă de țoartă de aici. Da, asta e. Mi-a arătat pe geamul. La revedere, vă pupăm eu și cu Nicușor. Abonați-vă la Nicușor la canal, vă las acolo canalul lui în descriere și să fiți iubiți să aveți parte de tot ce vă doriți. Pălăria, pălăria de mătase, aia e. Măcar ești un băiat muncitor, Nicușor, da. Asta e tot ce trebuie. Mâine mă duc la acolo. Zonaia. Ce vă muncești, o casă. Știi, și cu fundația și cu astea, cu lucrăveli. Bravo. Bravo. Am fost la piață, am cumpărat perechi. Foarte bine, Nicușor, foarte bine. Locul cu Nicușor, am vorbit cu mama lui și uitați ce face Nicușor alea, că ne îndrumă către ieșire. Doamne, zici că e copil așa fericit. Stai să dăm salut. Hai, vezi ce faci, Nicușor. Te pup, vezi ce faci. Am uitat. Salut, Nicușor. Bine. Salut. Bye. Ai grijă, Nicușor, ai grijă. Ai grijă. Eu sunt om ca... la fel ca vostru, e la voi. Suntem ca noi, împreună. Suntem împreună uniți. Vorbiți frumos, nu sunteți ură, suntem egal. Vorbiți foarte frumos. Eu vorbesc foarte frumos toată lumea, orice persoană. Eu sunt suflet bun.